Evenimentele dedicate centenarului au loc în zona pasului Vulcan, iar pentru asta se fac deja pregătiri. Gheorgheile spune că va repara drumul ce duce spre pasul Vulcan pe porțiunea ce aparține administrației locale și că lucrările sunt pe punctul de a începe. Lucrarea este licitată, doar numai să continuăm lucrul de aici de la curbă, de la cimitir și până la telegondolă. Vom finaliza și acest drumă până, sperăm că va fi gata până în data de 25 august. Se toarnă un covor de asfalt, se uh, rectifică zonele care sunt distruse. În pasul Vulcan au loc mai multe evenimente dedicate anului centenar, iar în luna august aici vor fi dezvelite mai multe busturi ale eroilor ce au scris istoria în această zonă unde era granița. Pe data de 25 august vom avea marea uh, sărbătoare și omagierea în același timp a eroilor neamului care au căzut în pasul Vulcan în 1916, în primul război mondial. Vom uh, sfinți încă patru busturi în uh, pasul Vulcan, astfel încât uh, acest uh, memorial uh, al eroilor în pasul Vulcan uh, să însumeze opt uh, busturi uh, și busturile celor care au luptat, care au condus armata. Lucrările la drum vor porni imediat ce va fi desemnată firma câștigătoare, iar ceremonialele vor ține până la finele anului, după un program ce deja a fost stabilit. Cele patru busturi ce vor fi montate alături de cele patru deja existente sunt ale Reginei Maria, Ecaterinei Teodoroiu, Generalului Dragalina și al locotenentului Popoviciu, luptător care a ținut piept timp de o săptămână în munți armatei austro-ungare.